Dar cum se face că ați acceptat asta? V-am zis că, și anterior v-am zis că nu îmi doream să intru în guvern, dar dumnealui m-a rugat și m-a convins. Pazavsta, adică nu răzoce. Da? Pazavsta, adică nu răzoce. Salutare, prieteni! Urmăriți emisiunea Lumina. Eu mă numesc Andrei Bolocan, sau, cum îmi spune Gheorghe de pe Facebook, ești un debil, pituh ce ești. Cine-și mai amintește proverbul cel vechi românesc, ne mojeși srati, ne muceai jopul. Exact, ați găsit. Azi vorbim despre Silvia Radu. Ce cunoaștem noi despre Silvia Radu? Eu și-am conspectat ceva și vreau să vă arăt și vouă. 1. Silvia Radu este un bun manager. Cred că am experiența managerială necesară. 2. Ea nu este doar un bun manager, ea este și un tehnocrat independent, în șafa căreia n-a suflat niciun interes politic. Never ever! Eu sunt un candidat independent, nu am în spatele meu niciun partid politic. 3. Silvia Radu... fute capul. Ea nu este independentă nici cât e negru sub unghie și s-o pui în guvern pe final de mandat, după ce femeia a avut două praioburi mari în 2016 și 2018, miroase nu doar a interese obscure, dar și a disperare. Și nu scris asta. Și ne-a îndrăznit să o numească în așa hal pe doamna noastră, care noi cu dânsa, care cu floricele, care împar, care e... Iar la conducerea Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale este propusă doamna Silvia Radu, o persoană cu experiență managerială și instituțională solidă. A, uite ce frumos zâmbește domnul Vlad. Asta el zâmbește la cuvântul experiență, managerială sau solidă? O persoană cu experiență managerială și instituțională solidă. Ei, eu cred că zâmbește așa numai în două cazuri. Fie cunoști ceva și noi nu cunoaștem, fie prima variantă. Dar oare ce-o fi? Ce-o fi acel secret pe care domnul Vlad Plahotniuc îl cunoaște, dar noi nu? Au, nu cumva domnul Vlad cunoaște taina despre cheltuieli suplimentare și ineficiente în sume considerabile pe care doamna Silvia le-a făcut cât era șef la cel mai mare distribuitor de energie electrică din Republica Moldova? Silvia Radu ar fi achitat peste 100 de milioane de lei unei companii de consultanță pe care tot ea a înființat-o. Compania Red Union Fenosa a transferat aproape 170 de milioane de lei la compania Indra Sisteme, SRL, unde doamna Radu a fost fondator și administrator. N-avem cum să știm. Cu Plahotniuc așa-i treaba, el parcă-i Mona Lisa. Tu te uiți la dânsul și nu știi, el zâmbește sau din potrivă se simte rău că a pierdut în șahmate lui Cristi Tabără. Prin urmare ne-am trezit cu câteva paradoxuri. 1. Silvia Radu e om independent, doar că este propus în guvern de liderul unui partid politic. Zăibiți, ciotcă! 2. Silvia Radu zici că e manager, doar că deocamdată tăt la șepia este minciuna. Și eu nu știu dacă la Universitatea Agrară există facultatea de management al minciunii. Neslășal. Și al treilea paradox bară descoperire este că Silvia Radu are o fișcă cu termenul de 5 luni. Fiți atenți, amuia pleacă în guvern doar pe 5 luni. Dar să nu uităm că eu a fost la primărie doar 5 luni. În 5 luni am demonstrat că se poate. Am început să schimbăm lucrurile în bine. Putem continua. Давай по новой, Миша, всё хуйня. Asta ce înseamnă, Andrei Extrasensovici? Mă întrebați voi mai jos în comentarii. Păi asta înseamnă că dumnea ei, fiind un foarte bun manager, după eșecul din 2016... Cu mâna pe inimă vă zic că voi începe o mare bătălie pentru această țară în care trăiesc eu și copiii mei. Și după jisul neîmplinit de la primăria Chișinău din 2018, o venit în sfârșit cu o tactică de a penetra politica moldovenească definitiv și irevocabil. Planul este următorul, ea va sta din 5 în 5 luni în fiecare minister. După asta devine prim-ministru, din prim-ministru ajunge în funcția lui Plahotniuc. Și după asta, la final de mandat, ea ajunge acolo unde noi de ani de zile o așteptăm, la Federația Moldovenească de Fotbal. Pentru că acolo chiar ai nevoie de un bun manager. Asta este tactica doamnei Silvia Radu. У вас была какая-то тактика с самого начала, вы ее придерживались? С самого начала у меня была какая-то тактика, и я ее придерживался. Dar, prieteni, dacă e să fim sinceri, trebuie să recunoaștem că doamna Silvia Radu nu este decât acerednaia pastilă, amară și neplăcută la gust, care ni se bagă pe gât împotriva de orgăielii. Cu această ocazie, dragi prieteni, colegi de pe internet, funcționari publici, colaboratori ai ministerului, am pentru voi o recomandare de zile mari. Haideți toți, drujna împreună, să dăm share la acest video și să o felicităm pe doamna Silvia Radu cu un mesaj în privat. Mergem pe pagina ei de Facebook, apăsăm pe butonul mesaje și scriem următorul text. Dragă doamna Silvia Radu, fii drăguță, atiebiți de la politica moldovenească, autosalubrizează-te și curăță-ne pe noi de povara minciunilor tale întunecate. În numele Ministerului, a Guvernului și a Domnului Vaflip, amar. Trimiteți și voi acest mesaj de felicitare, băgați un screenshot mai jos în comentarii și o străiți 7 ani fără scârbă nașternut. Vă mulțumesc pentru atenție, proaș de soare, cui i-a plăcut video, apasă like, cui nu i-a plăcut, înseamnă că nu s-a uitat.
побитей.